Ea a început. Cred că a început. Da, hai să și verificăm. Vă spun după ce facem un live. Da, aici arată că a început. Canalul meu. Nu mi l-a arată. Ok. Aici mi l-a arată. Păi ok, atunci. O să începem live-ul. Live-ul se va termina la fix sau în jur de ora 11 și 15 minute. Bun, după cum știți, eu astăzi am postat un clip împreună cu un prieten de-al meu numit, care are un canal YouTube numit Tefagmati. Am făcut și o promovare și el are multe clipuri cu mine de Fortnite. Și ziceam să am și eu niște clipuri cu el pe canalul meu, un vlog evident, cum sunt eu obișnuit să fac. Și astăzi vom reacționa la unul dintre clipurile lui în care apar și eu. Voi, evident, în clipurile lui vedeți perspectiva lui, doar că eu vreau să vă spun ce se întâmplă și din perspectiva mea în acele clipuri, că nu puteți vedea. Și la doilea rând pot să văd și eu ce făcea Matei în unele momente. Asta este canalul meu, nu uitați să dați un subscribe și la mine. Aici este acel clip postat cu un thumbnail destul de mișto. Asta este Matei. Poate să se apuce și el de vlogging, nu știu, să vorbesc eu cu el. Trebuie la Tefagmat. Iar ăsta este clipul cu webcam-a lui. Și... da. Ok. Mergeți să-i dăm de la început. Sper să nu sară de prea multe ori netul. Da, sper că și el folosește fix același streaming. Asta e fața lui. Să mai verificăm o dată dacă filmăm. Filmăm. Este foarte bine. Sper să vă... și după ce se reacționa, poate băgăm și noi un meci de Fortnite 2. Ok, deci v-am zis să reacționăm. Nu e un live 5 de ce. Doar că sigur o să-mi placă și mie, să știți că e prima oară că mă uit la clipul lui, adică până la minutul 20 nu m-am mai uitat. Are 54 de minute. Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un clip. De această dată suntem Călin. Acela sunt eu în un default în spate. Da, asta e fața lui, să-i dau puțin sunetul meu mai încet. Oricum, din păcate, el n-a pus un titlu foarte bun, pentru că a fost și un challenge foarte șmecher în clip. Și dacă pune alt titlu, ar fi făcut mai multe view-uri. Asta, din păcate, pentru că pe lume nu prea interesează cum îi arată fața. Scuze, Matei, asta e adevărul. Și care challenge-ul pe care l-ați așteptat toată săptămâna... El a promovat un challenge. A fost ideea mea de challenge. Să pună toate challenge-urile care le-a făcut într-unul. O să dăm puțin în față, partea să nu prea contează de început, unde își bagă chivandurile. Challenge-urile sunt următoarele. Nothing Screen Challenge, sunt toate combinate, toate care le-a făcut. N-am voie să sar, n-am voie să mă pun pe crouch, am inversat controlul, click dreapta cu click stânga. Ce mai avem? Joc doar cu pistol verde și... și stau cât de chem pot. Măi că ți-ai spus keybind-ul de la unele. Și a spus acolo keybind-ul, bla bla bla. Nu, please, nu. Deci, Matei să nu știi de ce ai spus ăsta cu chem-ul. Da. Ce mai avem? Mai avem cel două change-uri, doar arme verzi. Da, ai dă mai în față, acolo ziceam de pistolul verde. E un clip lung, nu așa, Matei? Da, va fi un clip foarte lung. Ok, și vă reacționa la el. Eu vă voi spune ce mi se întâmplă mie în acele momente.
Să vă uitați și la el și să dați un subscribe și la el. V-am mai zis. Ah, fără. Adică el nu vrea, nu-i canalul. Vedem aici în colțul odai cu cartof. Ok, trendul ăsta cu odai cu... Deja e cam expirat. Ok. Ia uitați ce mi-arăta aici. M-am mai uitat un pic pe clip și a zis că dacă la 15 like-uri va apăsa acest buton. Ok. La 15 like-uri apăsăm butonul ăsta. Ce buton? Nimic. Mă dai pe mine pe mult? Sunt sigur. Ba da, că știu eu ce ai făcut în cealaltă chestie. Are un scaun mișto, mi-ajunge și mie un scaun, da. Oh my god, tu poți sări! Oh my god, nici eu nu pot sări. Da, asta este challenge-ul cu... Să nu sărim. Stai, nici măcar cu... Au, eu nu știam de ce nu pot să dau cu fix. Acum ai realizat. Pentru că trebuie să dai cu clip dreapta, nu cu clip stânga. Pentru că l-am inversat. Pot pune nici crouch, doamne, ce nu voi fi. Eu trăgeam acolo nou scopuri, fără să vreau. Ce real tot. Mai. Bă, m-a tindat unul nu vrea chiar să scoți. Și totul. Da, că eu am zis la Nothing Screen Challenge să nu scoată gen chiar tot, doar mâine. Da, le-a scos pe majoritatea, oricum au rămas câteva. Chiar Nothing Screen Challenge. Păi n-am scos totul. Ce a rămas? Ce a rămas? Mi-a rămas play, câte kiluri am. Da, hai că te-ai ajutat să le fie. Îmi văd numele tău, Pingu, îmi văd Pingu. Pingu nu era un pinguin? Îmi văd inventarul, văd câte materiale am. A, asta e. Ți-ai scos și ținta? Nu. Da, văd că sărea pe cauciuc, cred că de la mine a învățat asta. E glumesc, nu? Normal. Ok, hai să nu uităm că suntem totuși într-un episod și nu într-un match normal de formă. Bine, oricum nu un match normal. Unde mergi, Matei? Coral Castle, cum bine v-am obișnuit. Nu ne-au obișnuit, pentru că e primul clip în care s-a dus la Coral Castle, dar... Noi mergem mereu în locații foarte interesante pentru voi. Facem asta. Mimisti sau Ritei. N-avem altundeva unde să mergem. Apropo, Matei, eu am mai văzut chestii. Asta, da, gen, m-am uitat un pic la webcam-ul tău. Știi că ți l-ai pus chiar foarte prost, adică se vede super nașpa și de ce naiba te-ai pus în hala? Zici că vii de la baie. Se poate chiar vii de la baie, hai să nu. A, de fapt, da, că oricum e nimic cu jump. Nimic cu jump? Hashtag nimic cu jump. Și poate vă întrebați care este microfon. Dacă v-ați uitat la TFagmat. Da, și aici nimic tu jump. Dacă v-ați uitat la TFagmat, probabil că mereu v-ați întrebat cum arată microfonul meu, pentru că mereu v-ați dat seama că eu vă zic că eu nu vorbesc așa tare, doar că mă aud cam descrierat. Asta e microfonul. Puteți să ziceți dacă vă place. Și dacă n-ați văzut clipurile în care vorbeam prea tare, duceți-vă. Hai, duceți-vă. Asta, că el când a făcut change-ul cu fără sărit, eu am putut să... Nimic tu geam, vedeți acolo. Vreau să sar. Mamă, adică ripul nu merge mai bine. Pentru că noi nu ne-am scos numai Kiba Indu de la sărit, pentru că nu poți. Ne-am scos Kiba Indu de la tot ce se face pe Space. La Constanța? Constanța e orașul ăsta de aici. Oi, hai mai aici la coral, că e mai interesant. Bine, dar cred că s-a murit. De fapt, nu. Hai aici. Păi, vedeți pe Miami, mapa? Nu. Și da, nu uitați că noi putem juca numai cu pistol verde. Murea dacă nu punea cu pistol gri, da, ok. Vreau să vezi cum fac eu. Da, oricum văd. Da, hai aici. La albastru. Bă, dar știi care-i faza? Mișto glider-ul. Eu nu am pus. Niciun... Da. E, nu contează, hai, vin aici unde... S-a pus singur, nu știu cum. E, poate ai pus din greșeală. Eu nu am. Cred că mă refeream la unele chestii de aia, Nothing Screen Challenge. Eu mă duc la acest o să le... Care aparent ele...
Da, păi acum urmează să aterizeze. Și da. Da, e cam blurată imaginea, da, ok. Gen, da, aba nume. Păi, oh, pistol verde, perfect, Matei. Deci eu am găsit pistol verde instant. Eu și mă amintesc momentele alea. Bine, clipul e făcut cam acum o săptămână, da? Eu sunt salv. Și voi să uitați dacă... uite, hai să împărțim, iau un mini. De la... Nu uitați, băieți, dacă vreți să... Deci dacă vreți să... Acum văd că a primit chestia aia de fire. Eu prima oară când am primit-o într-un match normal. Am dat cu ea că habar n-aveam ce naiba e. Și mi-am luat aproape toată viața. Cum îi spune? Să faceți și un challenge, vedeți că... Păi, dar iau unul din cele două miniuri. Am învățat și o să dau split la el. Da, chiar în ziua aia am învățat să dau split de la el pe calculator. Okay. Veți vedea că pe aici este un sfinx pe care... Dar este, el nu este sfinx, că link din aici puțin. Da, știu la ce vă gândiți, că pot să iau chestii de upgrade, să fac pistol gri. O să vedeți în continuare. Vezi? Ce aici se va întâmpla? Formă ciudată. Dă-i un pic X. Vezi? Stai să-i mai dau. Nu mai poți. S-a transformat. Eu mai vreau să-i dau, eu vreau să-l bat, ce să mai... Eu am pus o misiune. Păi da, misiune. What the? Nu sunt live? Vedeți că nu sunt live. Cum adică nu sunt live? Ești live? Faci live? Da, sunt live. Nu te-am găsit nici pe telefon, nici pe laptop, dincolo. Ești public sau privat? Băi, stați puțin, am o mică problemă. Dacă m-am pus pe privat... Unde văd dacă sunt pe... Da, sunt pe privat. Pot să-i dau acum să fie pe... Cred că da, dă-i edita, nu știu de unde, dacă dă-i editează. Îmi pare rău că se întâmplă chestia asta public. Salvează, sau nu acolo, că n-ai schimbat nimic. Oh, da. Nu de acolo editează. Da, da, da. Salvează jos, nu repetați! Ok, băieți, eu am stat pe privat fără să-mi dau seama pentru voi, de-abia acum a început live-ul. Îmi pare rău că s-a întâmplat chestia asta, nu vreau să se întâmple asta, voi de-abia acum începeți să vedeți live-ul. Acum la minutul 12.40, voi de-abia acum vedeți live-ul, de fapt. Voi ați prins live-ul acum și acum când ați ajuns, după ce s-au dus 12 minute, de-abia acum de fapt a început live-ul. Ok, sper că ați văzut ce s-a întâmplat până acum. În fine, băieți, hai să continuăm cu această reacție. Momentan eu am arma de care am nevoie. Cred că ați văzut ce s-a întâmplat. Sper că nu v-a dat direct de acum pe live. Sper că... Adică dacă v-a dat acum, dăptați de la început live-ul. Chestie, nebunie. Băi, vrei să te dau ție pe aia? Nu, nu lasă. Băieți, vorbeam de ăla verde, de pistolul verde, dacă să-l dau și... Am zis, mă gândeam de dinainte că să-l dau. Nu, uite, aflați și voi chestii care nu, poate nu știați. Că de fapt de dinainte mă gândeam. Pentru că mi-am amintit de un clip în care Matei a făcut-o ceva de genul, în care i-am dat 500 de gloanțe pe are și a zis, ia 200 înapoi. Ai bine, îmi faci iau de sărac. Băieți, și am voie cu licurici, adică am voie să dau damage cu licurici, că na. Bă, cum trecem de regen, întrebarea mea? Oh my god, înotăm foarte încet. Bine, încă așa. Azi mai am ce plajă, că mă știu ce story. Azi facem plajă. Mergem un meme, hai să notăm, nu, hai să mai facem plajă. Oh my god, fii rău. Să mă arau gând sau voți. Sper ca Matei să vizionezi acest plan. Dacă să mă arau de nimeni. Nu, nu pot. Mai voie. Dar nici asta nu m-am. V-am zis de ce m-aud așa tare din cauza acestui microfon. Da, Matei, o întrebare. Pot să folosesc asta dacă iau un pistol gri?
bere? Exact, după cum am zis cu acel Sphinx că era un pistol gri. Am făcut 1000 de sute de mii de IQ și am salvat clipul, băieți. Da, nu știu de ce a vrut chestia asta, eram puțin bulversat în momentul ăla, am zis ok, dar până mi-am dat seama că n-are niciun sens, că oricum să jucăm numai cu pistolul verde. Bă, dar eu dacă-l pun pe jos, pot să-l mai sparg? Uite pistolul. Oh, da. Și cred că eu o să... Bă, Matei, cred că eu... Nu știu ce, dar cred că mi-ar plăcea să fac și un clip de reacții. Să zic cum... Peste 10 zile. Wow, Călin reacționează la el zicând că vrea să fac o reacție. Joc de cuvinte, băieți. Simțeam eu în acele momente și chestie genul. Ar fi o idee? Da, probabil. Ok, hai să l-am luat, dar nu știu cu ce ne mai ajută, că avem oricum amândoi pistoale, vezi? Dacă dau damage cuiva, va trebui... Prostul a uitat că jucăm numai cu pistolul. Și el acum vrea să dea shakedown la coral. Shakedown la coral! De ce? Pentru că am făcut challenge, nu am voie cu piața. Mă întreb dacă își dădea damage singur, dacă se pune. A, păi nu mai lua de la... Coral Castle, am descoperit-o nu. Păi nu mai au alter, dar mă... Păi, dar nu mai avem de ce să-l dăm. Păi, bă, da, pentru gloanțe, pentru... Da, dar... Shield-uri. Stai, că eu... Oh, ce bună era în fața pusă aici. Și acum nu puteți să spuneți că live-ul ăsta e degeaba, pentru că și eu mă uit la ce făceam mai tine în momentele alea. De... Vezi, era în fața unde sunt eu. Oh my god, GG. Da, chiar a fost GG. Chiar a fost GG partea aia, sincer. Am văzut panta aia, oh my god. Era ceva genul, wow, trebuie să spun asta la toată lumea. Poți să iau mândiță? Poți să iau un Da, poți să. Acum, sincer, nu știu ce am vrut. Noi vorbim de lucruri care... Uite, iau un de aici. Trebuie să facem un... De ciudate, un video fără heal. Și dacă... Probabil că a zis chestia asta pentru că tocmai ce dădea cu toporul în... în perete și dădea invers. Sau puțin cu capul zâmb. Este deoarece... Este probabil că... Mă rog, ești pe poziția în care am pus camera și... Mi-a venit o glumă în cap, nu-i urâță sau ceva, da. Na, nu ești, nu stai cea mai dreaptă. Mă rog, pot să o fixez să stai dreaptă, dar nu știu, nu... Da, ți-ele mai am dat niște glanțe. Restant, am luat Nu înțeleg care e a mea, undița. Am prins amândoi în același... Small, bun. Bă, dar am o întrebare. Small și fără chiar viață, sunt. Chiar nu știam. 15, parcă. Ah, ok. Îți dau când îți dă și bandajul, nu mai știu că îți dă bandajul. 10, 15. Bandajul îți dă... Dacă de cringe video ăsta, trebuie să bau și niște apă. E genul ăla de lucru care îl știm foarte bine, dar care nu. Oricum, am 14 banane, deci dacă îl pierd... Ei. Bă, e mișto zona asta, chiar e, na. E prima oară când venisem în zona asta și chiar îmi plăcea, e liniștitoare cumva. Am văzut pe niciodată. O, cineva a fost aici, eu încerc să scris. Deși nu e foarte lutabilă, dar... Lutabilă? Nu știu, dar există termenul lutabilă în sensul... A, stați că n-am activat comentarii. Never mind. Păi da, am plecat acum niște băieți. Unde zona suntem lângă zona? Am văzut areul albastru, mamă, știi cât mă mănâncă să-l... Chiar mă mânca, am văzut areul albastru, am văzut tactical, am văzut SMG-ul albastru, din îmi venea să le iau pe toate, doar să le iau așa. Deci, da, chiar simțeam în chestia asta. Iau! E, n-ai voie, Călin? Nu vreau? Dacă o luam, nu știu ce ar fi făcut Matei. A, și apropo de peștele ăsta de aici, îl vedeți? Eu am văzut un pește de ăsta și am crezut că e Mythic Goldfish. Și am zis, ei, uite Matei, un Mythic Goldfish. Și eu am zis doar de fan așa, doar că într-un fel în mine chiar credeam că de că e Mythic Goldfish.
Nu știu cum știu zona asta. Am zis de cineva aici pentru că credeam că e în cutia asta. Nu are lumină zona asta. Hai să mai verificăm dacă mai filmăm, că de... Filmăm, băieți. Gloră. La coronavirusul. Dar e așa relaxantă, cumva. Adevărat, Kelly. Ăla e... Are... Ia uite ce-am făcut el cu arreu. Vreau să pun țintă. Oh my god, am zis ce-am mai găsit. Am mai găsit și senge albastru. Oh my god, și tactical grip. V-am zis că tactical grip și senge albastru. Nasol, ce vă spun. N-am găsit hunting. Și dacă ai găsit hunting, ce? Uite, mythic goldfish. Vedeți? Mythic goldfish. Hai să dăm pe replay. Vrei să-l iei? Te-l las. Uite, mythic goldfish. Da. Era un fel. Da. Se ducea tot challenge-ul. Lăsam challenge-ul dacă îți pica mythic goldfish. Da. Eu la vremea aia în care am făcut clipul nici nu știam ce e. Adică știam că e ceva foarte bun, doar că m-am jucat pe creativ și am aflat după cum se pozește. Challenge-ul la care am, la care ne-am gândit 20 de zile. Pe bune, chiar am gândit 20 de zile și când am mamă va și arăta de pe telefon conversația care am avut-o cu Matei. O să caut telefonul și o să vă arăt conversația la webcam. Stați puțin. Am întors, băieți. Uitați. Sper să găsesc. Că eu vorbesc mult cu Matei, chiar vorbesc mult. Nu am semnat, bla bla bla. Cred că îl găsesc, băieți. Ba, ba, stați, 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 stați. Dacă nu-l găsesc, e nașpa. Băi, nu cred că îl găsesc. Nu vreau să pierd timp stând așa. Da, aici. Ascultați mesajul vocal. Mamă, Matei, ce idee de clip, de clip. De mi-a clip. Venit. O să-mi pup tălpile după ce zic ideea asta. Toate challenge-urile la un loc. Toate. Doar arme verzi. Doar pistol. Asta sunt toate challenge-urile care le-ai făcut. Nu am voie să sar. Am inversat controlere. Și tot ce mai e. Nu am voie să stau pe crouch. Toate challenge-urile care până le-ai atunci făcut. Până atunci am făcut senating screen. Oh, și nu ești cu mine. am inversat canalele. Azi am reușit să inversez canalele. Da, asta cu inversatul canalele e altceva. Bine, nu mai știu dacă ai făcut doar pistol, dar în fine. Așa, și uitați ce mi-a răspuns el. Niște mesaje random, nu știu dacă le vedeți. Exact, bla bla bla. După 1000 de mesaje random, mă sună, răspunde, ești genial. Vreau să fac cu tine. Și n-am putut. Și am mai trebuit să așteptam încă vreo 20 de zile, dar în fine. Da, deci băieți, uitați-vă puțin. La 15 like-uri, apăsăm acest buton. La 15 like-uri. Da, el făcea ceva acolo și eu credeam că el vrea să le zică lumii să dea like-uri, dar acum că mă uit, m-am prins.
Știu că te-am chiar să dai, dar e... Oh my god, și nu mă viața! 18! În reluare, că am zis, dar în fine. Și nu mă viața. Doamne, ce mai... Bă, pot să scot ăla cu screen-ul, că mă nervează. Ce scot ăla cu screen? Nothing screen challenge-ul. Păi ori faci tu challenge-ul... Mi-am amintesc replica asta la perfecție. Cum faci? Da, băieți, hai să mai facem o încercare. Păi o să dăm o grămadă, e clip lungă și stau aici în calculator. Da, și știu că am zis că până la 11 și 15... mă duc să fac o mică treabă. Adică nu mă duc la baie, nu. Altceva. Mă întorc într-un minut. Ok, cred că mai trebuie să fac. Dar e mai lung clipul la care reacționez. Să-i grijă și nu mami. Băi, îmi pare rău doar că da. Nu, n-am fost la baie. Am până eu pe Xbox, băi, să știți că nu sunt default, apropo. Deci mă las, mai frumos. Nu, 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 mai apă cu joc cu copilul. Da, na, no, dar nu mă puteam pune crouch. Ia uite ce sparge omul aici. N-are treabă. N-a luat areu albasul. Te poate are scar, te-ai gândit? Da, da. Să vedeți replica de 2000 cu ce am dat. Asta că... Oh my god, am dat clipul pe mute, eu vreau să pun pauză. Ok, nu știu dacă s-au... Stați să dau mai în spate clipul ca să se audă replica. Ia uite ce sparge omul aici. N-are treabă. N-a luat areu albasul. Te poate are scar, te-ai gândit? Așteptați, da, e forit. Te-ai ok, da, nu s-a auzit. Nu s-a auzit pe clip, am zis următoarea chestie. Am zis, dar poate că n-avea. Te-ai gândit? Deci, sunt prea mult IQ, sunt prea IQ, sunt prea IQ, Doamne ferească! Și sunt prea IQ, dar poate n-avea, poate n-avea! Ce live-uri fac? Ia, da, ne vedem bine rău. Le vezi de nu mai poți, zicea, bă, nici scaunul nu se vede. Gal. Deci, cum ziceam și n-a întrerupt acel player, stai puțin să ne bagem. Bună și eu am găsit la un nou clip astăzi. Am dat eu drumul la, pe telefon la clipul lui. M-am gândit să-mi de la început, dar apoi am văzut, bă, stai că am telefonul aici, hai să-i pun. Eram ceva de genul, eram așa și am văzut, bă, am telefonul. Scrie repede. Easy. Cum am avea, da, e ultima day. Ok. Ce? Day. Ce? N-ai auzit că am pus pe fundal? Ce? Ok. Băi, să mă prefac că eu jucam meciul ăla. Să mă prefac că eu jucam. Sus. Sau? Hai că mă pot prefac. Eu spamam G și butonul ăsta, doar că am ieșit din... Te-am auzit și ce, ai pus un filter nou. Exact. La care am dat live. Mai știți și voi la fel. E vreo problemă dacă acum știu cu Sergiu. Cu ce Sergiu? Așa, de fapt, am greșit, nu ăsta, ăsta. Pentru că am inversat controlele. Sau nu știu dacă la editor se pune, apropo. Nu știu, a, nu. Nu, aici am un scoadar. Bună ziua, nu mai cap, dar în scoadă astăzi mergem în Authority, pentru că suntem băieți transpirați de oraș. De ce nu pot să omor player în joc? Pentru că toată lumea... Asta nu-mi stau bine căștile. Aolo, dar ia uitați, nici măcar nu le-am conectat. Am zis să ne jucăm cu alte sponsele. Bă, dar hai să nu mai mergem tot la coral. A, dar stai, bă, că oricum nu contează de unde luptăm, ok? Adevărat. Tot dispărbări. Hai, hai pe astea de firele astea, mergem? Haide. A, hai că mergem pe firele astea. Acum am realizat.
Mergeam la alea, la zepelinuri alea. Chiar mi se par mișto zepelinurile alea. Zici că mergi cu tăia scaun sau ceva. Hai să dăm puțin o față, așa. Mai bine nu dădeam. Îmi reamintesc o dată. Hai de acolo, ai zulat acela pentru că este un clip foarte special și chiar am muncit mult la el. Da, cu o singură Ok, să zicem că n-am zis nimic. Din păcate e live și nu pot să dau o cadru. Deci... Mai că am găsit pistol? Era pe clădirea aia și doar că n-aveam materiale și vreau să iau materiale să mă urc acolo. Uite. Hai să luăm materiale ca să mergem până acolo să vedem ce... Da, am găsit două SMG-uri și unul gri și unul verde. Nu vă chat-ul, sorry, dar nu vă chat-ul. Dacă scrieți n-am ceva, v-a, nu pot să vă chat-ul. Am movement 0. Sau mă pot uita de pe telefon. Care-i funny? Ai mai sus de final de timp. Adevărat, chiar. Acum chiar că am movement 0. Ok, nu luăm din acolo. Tot de cineva. Oh, da, am găsit ce aveam nevoie. Acum sper să nu-mi dea cineva sniper pentru că nu pot. Sper să nu vorbesc singur, da. Mai întrerup încă o dată live-ul pentru că am o întrebare. Acum e bine, asta pur singur. Taci. Așa, ok. Vrei tu pistolul? Ai întreție, da. Eu credeam că tot eu l-am găsit primul și da, și mă dădeam mare că eu îl găsesc primul. Deci până acum doar eu am găsit pistolul primul. Da, că tot n-ai găsit pistolul. Chiar am murit. What the? Știi ce am făcut ca să nu-mi iau damage? Am sărit într-o chestie de aia în care... Am sărit pe bloc și am sărit în gunoiul ăla. Nu pot să mă pun! Bă, stai că am un mic, eu pot să mă pun pe crouch. Stai să-mi scot keybindul de la crouch. Vezi? Mi-am dat seama de o porcărie. Sunt live pe canalul greșit. Yay. Vezi? Așteptați puțin să fac ceva, sper că pot remedia situația. Da, nu pot. E bine. Oh my god. Ok, băieți, hai să ne continuăm la album. Da. Se la filmare? No, ce? Băi, oricum n-am folosit cartul de da, uitați să-mi bag eventul pentru că... Așa, bă. Da, deci... Bă, că vreau să dau cu zoom și trafă. Din cauza controlelor inversi. Da, e de bani. Ar fi zis să mergem în zona. Sau să mai ajutăm? Unde e zona? Hai în zona. Că, adică, suntem destul de bine. Cu grenade și orice fel de hiluri avem voie. Ai un mini ceva? Ți-a rămas un mini? Da. Hai, lași șurcanul ăla. Vroiam să zic ceva și am zis ceva greșit. De multe ori când mă uit... Eu am ajuns până la partea să-i clip. De multe ori când mă uit, tot nu înțeleg ce vreau să spun. Și da, hai să dăm mai față puțin. I lash bă, dar eu nu-i ce-i când joc challenger de mare pistol verde. Efectiv, nu găsesc pistol verde. Acum când fac challenge, am găsit. De obicei e fix invers, gen de exemplu la Minecraft, când vrei gold, nu primești bărți. Bă, cine n-ai de nu, vreau să pun țintă, așa nu vreau. La fel ca în clipul ăla în care... De fapt, o să auziți aici. La fel a fost și în challenge-ul ăla cu... Nu am voie să sar. Nu mai știu în care challenge, de experiență. Ori în ăla cu inversatul controlelor sau ăla... A, da. Nu mai știu nimic. Rău, zic că poți să ar pies, poți să ar împărubelii. Economisire de material. Hai, da, de... Băi, e ok, chiar ok. Banda. Poate e ceva și de shield înăuntru? Am găsit lounge.
slunge? Oh, forță, forță. Îl dăm sau nu? Hai să dau un pic mai în față. There we go. Adică mai întâi în primul clip în care te-am dus la un copac și am zis că e Herobrine un copac. S-a uitat la clipul ăla, e păcate. E, în primul clip, cum? Mai vreau să-l dăm? A, vreau să vedeți partea asta. Bă, dar a murit toți, ce să mai... Că Linda nu vedea... Da, urma să zic că Linda, dacă vezi acest clip, să te uiți aici. Că a băgat grenada aia prin geam, wow! Fac și reacție, nu că mă uit. Până aici m-am uitat, mai departe nu știu ce se întâmplă. Până aici m-am uitat, mai departe este reacție pură. O să vedeți reacția mea. Hai să continuăm, acum începe live-ul să fie mai mișto. La minutul ăsta, zi tu că n-am fost eu cum am băgat. Nu, sorry, bat. Da, vezi că avem player. M-am băgat. Ai dat tu o grenadă și l-ai omorât o mușcă. Mamă, ce a făcut ăla. Vezi că e cracked. El cracked. Oh, vin. Ok, aici o parte care trebuie să vă arăt. Eram... Bă, mor! Bă, dă-te mă că iau! Nu puteam să ies de acolo, că mă stăteam în casă și nu puteam să ies de Matei. Uitați-vă la fața lui Matei, băieți. Eu nu știu, că de mai departe v-am zis că nu știu ce se întâmplă. Oh, dă-te că iau fug! Dă-te că iau fug! Uite-l pe Matei. Hai, God. Nu puteam, what the fuck, băi. Hai că nu puteai, luam foc acolo. Băi, eu dau lounge. Hai, vino. Aoleu, dar nu pot pe lounge. Stai. Vino acum, drea, mamă, așa, mi-am dat la un și 200 de IQ. Du-te pe lounge. Papa, Matei? Da, băiți? Da. Trebuia să urci pe scară și să te arunci fără. A rămas scara. Doamne, nu pot să sar! Băi, acum nu puteți să spuneți că nu avem aim. Că sunt mai multe motive. Unul, nu pot să sar. Doi, epistol. Trei, n-am țintă. Adică nu la figurat că n-am țintă. Nu, n-am țintă. Gen, nu văd ținta. Că nothing screen. Firar challenge. Asta fac! Fața ta să-mi părea. Dorchis? Dar doamne ce aim din Lidl. Nu! Foarte greu, bă, la tine. Nu mai aveam gloanțe, am luat o să... Nu, am 177 de gloanțe, bine. Eu nu pot să construiesc, că n-am scară, nu sunt așa bun. Sper că se descurce Călin. Ai numai că era ceva de genul... Bă, Călin, dacă nu te descurci, o să fie groasă. Vezi că o să fie rău cu clipul. O să fie prost. Tu! Nu dau mai în față. Adevărat, nu încercați acasă, băieți? A zis, Nu ai cum să ai ei. Ziceam ce-am da, zis. Că... Nu ai cum, e genul. Să știți că este un challenge foarte greu, nu vă recomand să încercați așa ceva. Foarte, nu încercați foarte, acasă. Foarte greu. Nu încercați acasă. Adevărat, nu încercați acasă, băieți? Și pe atentat, uitați la clipurile mele. Chiar ce față de ea, băi, avea Mati când a zis dacă să-i și pe tine. Care n-ai nici țintă, tu ești mort. Da, e nasol că n-ai nici țintă. Dar să te uiți la meci trecut, să te uiți la filmare. Ai zis ceva de Călin, dar nu înțeleg ce ai făcut acolo, te-am întrebat ce ai făcut, da? O să vezi. Aia, pe grenadă. Dima! Ai dat cu... O grenadă. Ai dat cu o grenadă și ai dat de mers la seama? Nu, a intrat efectiv prin o bucată de aia de la geam. Aha, te-a dat de mers? Nu. Dacă era tare dacă dădea de meci la cineva de reacție, pentru că în primul rând o să văd ceva de smati și al doilea rând o să explicam ce mi s-a întâmplat și mie, mai ales la partea când am murit de la... Exact, m-am zis. Da. Bă, Mati, dar ce o întrebare? Eu tot mă aud tare în microfon când zic? A, da.
A, deci pe mauna. V-am zis, din cauza lui ăsta. Nu, am făcut niște setări și ar trebui să te auzi mai mult. Sperăm dacă mai suntem live. Suntem live. Chiar suntem de ceva vreme. Ok. Teoretic. Ok, da, n-o să mă supăr. Uite, o să vorbesc acum pe Stel ca să mă recompensez. Bla 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 bla. Gata, ați înțeles tot ce a zis, e perfect. Matei, m-am recompensat, mă simt mai bine. Să-mi spuneți și părerea voastră. Acum nu uitați că nu putem să sar pentru că tu jump. Da. Hai, tu deploy sta. Mergem, Marichet. Matei, am întrebare. Zi. Am făcut ceva prost până acum la filmare. Am întrebare. Fortila sau Rickety? Alegeți în comentarii. A, am uitat că am dezactivat comentarii. În fine, nu știu, gândiți-vă și voi, care vă place mai mult? Fortila sau Rickety? Mie Rickety e mult mai easy. Ca că e chestia mitică în Fortila. Două rabii. Hai să dau în față până când... Nu vreau ce să spun. Am zis chestul sfânt pentru că eu când mă mai joc singur din chestul ăsta am pic arme bune. Asta e chestul sfânt. Tu nu știi care e chestul sfânt. Oh, nu. Nu pot să sar de pe mama, mama, mai știi și spada e legend. Uitați-vă la Matei ca să... La clipul nu am voie să sar. Urma să zică faza cu zeppelinul cu... Nu pot să sar de pe zeppelin. E mai legendară ca cutiile vieții, după părerea mea. Și nu știți ce e cutiile vieții, tot așa. Uitați-vă la Matei. Da. Ah, și băieți, vreau să fac o chestie, pentru că eu v-am zis că eu trebuia să filmeze pe celălalt canal. Și am zis primul live pentru că e primul live. Hai să dăm altceva. Cel mai tare te fac mat. Perfect. Aia e legendară, mai legendară ca cutiile vieții. Nu? Adevărat. Mica... Călin, nu poți să sari. Păi, dar o să-l iau, dar nu o să-l folosesc. Ce o să iei? Nu zic, am primit. Am primit să mă legendar. Care e 90? Am aflat mai târziu, nu am tine. Trece în coasă, mai nu-s flash-urile. Un pistol gri? What? Ce am zis mai înainte? Că n-am înțeles ce am zis. Am zis ceva cu rece-i coasa? Asta am înțeles. Călin, nu poți să sari. Păi, dar o să-l iau, dar nu o să-l folosesc. Ce o să iei? Nu zic ce am primit. Am primit să mă vedeți, dar... Rece-n coasa mea, nu spune. Ce? Ce-am zis? Rece-n coasa să fie? Un pistol gri? Sau verde? Nu? Rece în coasă o să... Bă, mai am. Uite, ia. Ia să mă... Haideți, facem onorul lui el, băieți. Onorul... Trage cu mâgul. Bă, stai, mai am spre. Care sunt onorul lui? Că chiar nu știu. A, că chiar nu știu, da, cacofonie, ce aveți, bă, problemă? Ok. Hai să... Bă, eu încă caut un pistol. Încă da, caut. Cacofonie, ok? Eu sunt genul de om care sunt contra cacofonie. Nu în sensul că sunt contra cacofonie, adică să nu faceți cacofonie. Nu, în sensul că nici să nu faceți, dar dacă, dar că n-am nicio problemă dacă faceți, adică e ok. Un fel de contra-rasism. Care ce-am făcut? Ce? Le-ai arunci? Nu, vino. Da, mai în față că... Stai puțin, că... Ia probleme, ah, unde? Jos. Da.
Stai un po' bine. What the? Vezi, voi ați văzut asta? Da. Stai un po' bine. Așa. Ce? Leon? Nu, vino. Stai puțin, cum? Aha, ok. Jos. Da. Stai un puțin, cum? Ce? Cum? Ce? Ce? What? Ok, cred că știi la ce mă refer. Mai ai nevoie să explic? Ok, pentru cei ce n-au înțeles, cum naiba a deschis chestul ăla prin? Nu mai dau replay, că... Deci am mai referiam și să mă zic eu, mai dar e super nervant, nu pot să-l iau. Unde ești, mă? Martin a zis nimic. Poate nu e minerat, poate... Minerat. Poate nu e mirat, nu știu. O fi ceva normal să mă fac de râs, I don't know. Hai mă de bine. Oh my god, cât heal am. Mă tot gândesc la o melodie, dar nu pot să o cred. Cred că putem să facem win la heal-ul. Băi, cum mâncam aici? Mâncam ceva. Mi-a dus mama. Nu acum. Atunci, de asta mă auzeam. Stai că mă uită mai bună. Uite, pune un bă! Am pus un con acolo. Sunt 2000 IQ. Uite, ia și medul ăsta. Normal, că luăm medul. Medul este cel mai important. Cum poți să intri în asta? Tu ai pus un machine gun ăsta aici? Da. Puneți-mi pe canalul meu de vlogger. Ăla celălalt. Dacă familia Walter învinge familia Tefacmat. Nu știu ce mi-a venit. Ah, ok. Cred că n-am făcut așa, m-am gândit că poate e vreo... Dar, în fire, să spuneți în comentarii la celălalt canal, pentru că aici nu înțeleg de ce sunt comentarii dezactivate. Never mind random acolo, că dacă eram într-un meci, era nebunia. Oh my god, mai pot. Mai ce copie? Ce ai pus alea? Că... Ai mai găsit și un mob, dar ce se întâmplă? Da. Nu te grebi și salbatul. Oh, și de ce la porcărie de upgrader? O să-i cazi raritatea. Nu, dar de ce... Oh, mi s-a gri! Yes, e bine, e bine, e bine. Hai să găsim un dola. Ah, am găsit pistol verde, cred că azi. E aici. Eu știu tot pe aici. A, nu, cred că pistolul gri am găsit, ca să-i dau la upgrade. Acolo. Acolo. Mama a venit să-mi dai niște mere și de asta ar putea vedea. Mere, mă! Da, mere. Stai, am zis mere sau am zis? Acum pe live, am zis mere sau am zis altceva? Dacă vrei, nu mai mănânc, ca să nu se mai audă. No, e ok, ok. Scrieți în comentarii dacă vă plac merele sau alte fructe. Și ce să fiu eu, nu... Și ce să fiu eu, nu mă omor după mere, adică prefer alte fructe, portocale... Ne fiu un burcă dinainte. Înainte. What? Mai fac un orgasm. Am de internet, îmi plăcea... Îmi plăcea mie. Oh, hai să-mi bag. Călin, ce capăt. Ped, e ped acolo, jos. Ce? Da, fața asta e legendară. Mi-a zis și Matei în timpul clipului. Prima oară când o văd chiar pe clip. A sărit pe barcă ca să nu știa falling damage. Bravo lui, ce o să zic. Ce ai, bu? Vrei, med? Călin, să nu zici pe filmare, faza asta a fost epică. Faza asta a fost epică. Ia zi... Călin, să nu zici pe filmare. Ca să nu se mai audă. No, e ok, ok. Scrieți...
Vreau să vă mai, vreau să mai văd partea aia odată. Îmbrăcea... Oh, hai să mă îmbarcă. Călin, ce capăt? Ped, e ped acolo jos. Ce-ai luat? Ce-ai luat? Acum nu știu cât de mult l-a ajutat să... Nu știu dacă s-a băgat în barcă în timp ce gândea. Nu cred că s-a băgat. Dar mai bine cădea, că ar fi căzut în apă. Sau nu știu dacă... Nu, cred că cădea pe ciment. În fine... Am fi putut vedea cât de cât dacă își dădea facecam-ul de aici, pentru că noi ne vedeam cât de cât viața aici. Că viața și-a scos ulea, nothing. Păi, Mi-a luat, dar foarte puțin. Mă rog, mi-a luat mult, dar nu cât să mor. Băi, ia... Lasă-le în pace, mă, ia-le, Călin. Da, chiar nu ne vroiam, că oricum aveam toate alea. Eu... Nu, n-avea niciun sens să le mai luăm. Adică avea, cred că... Oricum, până la urmă nu le-am luat, am încercat să le iau, am zis, bă, las că vine. Ia-l, nu! N-am văzut mai eu. Ok, ai vrea să știu dacă ne-am luat de mergi de acolo, Havana, cred că ne-am luat puțin. Și da, a rămas aia la bandaj. Nu, da. Hai să vedem dacă s-o dansezi. Așa, deci vreau să zic că îmi plac nectarine. Nectarine, așa îmi plac mie. Mamă, mama, se pute de thumbnail, uitați. Eu pe jos, Călin, vino. Da, m-am dansat. Aveam lounge pe dura, am lounge. Foarte bine. Vino mine. Eu mi-am dat. A stat cineva camp la faza aia, la bucata aia de acolo? Cred că toată lumea asta măcar o dată camp. Fira, maraudări. Și dacă smaragd, de ce? Fugi! Oh my god, ce problemă a avut copilul aici. Bă, dă-ți lanț, mă! Păi cum să-mi dau dacă... Păi nu prea l-a ajutat lanțul. Păi, dar urcai rampa! A, era... A, ok. Bine, are kilo grămadă. M-am descucat să-mi dau, dar... Bine, că nu l-ai spart, n-ai ajutat. Bă, mă întreb cât dau viața. Eu ajung lejer. Da, faza asta a fost destul de epică pentru că meciul ăsta, fix după ce am ieșit din zonă, am murit. Da, m-am dat spoilere. Doar că mi-a plăcut faza asta că am reușit să scăpăm din zonă și am zis și la finalul meciului, pentru că chiar a fost mișto. Probabil am niște aici. Oh, îi iau aici pe unul contra, chiar îl iau. Forța. Le fac unul iau, pe care v-aș fac mișto. Da, eu joc de pe Xbox mai mult. De pe Xbox. Eu nu știam că să zic asta. Xbox player. Eram sigur că asta să zic. Bă, la momentul ăla chiar eram sigur că asta să zic. Sunt două coincidențe în una, că am știut că să zic că mă joc mai mult de pe Xbox. Bă, am zis fix cu cuvintele mele și asta... I-am... Mamă, ce coincidență! Vreau să mă uit la viața. Păi uite, colțul din stânga sus. Eu mă referam la mei o grămadă de... De big-uri și de-astea. Da. Dă-mi și mie un med. Aici, urmează să mă... Ah,
că mă uit în colțul ăla. Păi easy așa. Nu mi-am amintesc dacă s-a fost meciul în care a fost wow că am ieșit din zonă sau altul. Nu știu. Dar tu vezi acolo? Da. Facem puțină baie. What? Minunatul nostru prieten Călin va muri. Nu știu ce urma să fac. Nu mai ești aproape de mine și dă chestia aia ca să te vadă și pe tine. Fermește și ideea, în primul rând și la lui la rând. Oh my god, am găsit Merkel. Bun Merkel. Nu, ai știu ce am făcut acolo, le-am zis că mă sacrific. Uite-te dacă... Și am un Merkel. Eu mă duc jos acolo, în rău. Am uitat. Dacă vă întrebați de ce eu m-am aruncat ca prostul pe uscat, eu am uitat că s-a dus apa în jos și eram obișnuit cu apă mai în sus, unde era toată zona asta tot în râu și am uitat că arma zic râul ăsta mic. O, asta sunt la ăsta. Cred că la med, mă. Ia, sunt deschis asta? Nu. Hai că rog pistol vede. Ah, ba nu, la... Hai sa-mi dau asta, sa-mi nu fac eu viața. Degeaba, hunting epic, da. Păi de asta. Hai, hai și aici, doar aici mai încercam. Oricum, doar aici mai putem încerca. Bine, mai ești un ce sus, da. Da, e luată, la sigur. Toată lumea vine. Hai, hai să putem încerca. Rapid, rapid, rapid. Cred că știu care e locul cel mai apropiat din zona, să mă duc acolo. La chiar aici, în curba asta, nu? A, gen... Eu vedeam și minimapa, că era o curbă la râu și curba era mai aproape de zonă. E zona lentă. Adevărat. Dar mi-e rază că nu pot să dau boost. Firar! Nu știu ce am zis, firar. Haaa, dar nu știu, fac ceva, hai să puțin de boost. A, boost. Auzi, oh, de la marauder. Eram prea, n-am blanțe. Am marauder. Boiul nu se mai mișca. Mamă, e un boi care de bate cu alt player care mai e... V-aș zice eu un story time de movement, ai cringe. Sau știți ce? Hai că vă zic. Mi-a zis Fantei când a venit la mine, la bunica mea și... Mi-a zis... Știi, la Fortnite cel mai important lucru e movement-ul. Și am întrebat ce e la movement. Adică eu știam cât de cât, dar am întrebat și doar așa, că o parte oricum nu știam. Și mi-a chis Xbox. Și încă un story time care vreau să vă-l zic, e cu marauderii. Erau ori două echipe de marauderi în același loc, ori o echipă de mai mare. Și eram în zonă, era a doua zonă. Și gândiți-vă cât ghinion am avut. Tocmai ce mă bătusem, nu mai aveam viața așa multă. Aveam un med care n-aș fi apucat să mi-l dau, să nu mai știu ce aveam. Și au venit și echipa aia mare. Ziceți cum am trecut de echipa aia mare. Am trecut prin ei. Dacă asta e echipa, și am trecut așa. Mi-a luat ceva de meci, dar a fost ok. Și am murit la zona, pentru că era a doua zonă și mergea mai repede ca mine. Vă zic de dinainte ce a făcut. A trecut printre toate echipele care se băteau și a trecut și prin boți. Bine, nu prin ei, dar prin echipa de boți și prin ăia care se băteau. Mai tare decât ce am făcut eu atunci când venea zona mai rapid ca mine. Faza asta e legendară. Yeah. Ok, nu chiar legendară. Legendară e aia cu cutiile vieții și aia cu zipline-ul.
Asta e doar epică. În vehicule era acolo, bă, dar plia el sunt vizitori. Bă, un gol, ceva, poate ne ratează. Bă, dar lăsați-mă boli. Deci uitați cum a trecut prin ei, băieți. Ia, hai fă un gol, poate, poate nu ne văd. Hai, nu ne văd dacă e ceva. Cred că s-a mor, cred că s-a mor, s-a mor. Pune boxul, fă boxul, fă boxul. Și a trecut prin ei, deci gândiți-vă că el era în spate de tot și era o grămadă de chestii, oameni, douări, marauderi, și a trecut prin ei. Câțiva pereți, gata, a rezolvat. Bă, a avut și noroc, a avut și scurt, dar mai mult. Vezi de ce am murit eu? Înțelegi? Unul la un milion, ca să-ți mai duc la singur. Mai ba și aia acolo. Mai dă-ți mie. Da, lăsați-mă. Eu încă mai dădeam în el. M-au luat. Bă, deci tu ai avut la noroc, efectiv te-ai strecurat printre ei. Aaaa. Mai sunt și ăștia aici, care nu te văd. Da, pe Krautmann. Efectiv, deci tu te-ai strecurat printre ei, Krautmann. Bă, lăsați-mă. Oh, e epic, v-am zis, nu-i legendar, e epic. Vezi că ai puțină viață. Ar ce sfoar mare ce asta? Da. Lasă să dăm cu... Oameni, ești... Niște întrebări prea mișto. Păi dați-vă la fața lui. E ca și cum ar fi pe un câmp de bătălie în realitate. Și te-ai strecurat printre toate gloanțele, chiar ca... Mi-a zis paleza asta pe tine, că eu îl vedeam. A pus în box și ziceam, bă, las-o naiba, gata, ești mort. Gigi. Și asta e epic. Vedeți, e epic, nu legendar. Cu cutiile pământului, cu cutiile mieții, să zici că de fapt era cutiile pământului. Pe bune, chiar era cutiile pământului și eu mă contrazic cu Matei. Dacă vreți, vă și pun clipul ăla, dar las, nu vă mai pun. Dar că n-a zis cutiile vechi, a zis cutiile pământului, prima oară. Ai zis cutiile pământului. Ba nu, am zis cutiile vieții. Ai zis și prima oară ai zis pământului. Oh my god, ai omorât și pe ăla. Deci te-ai trecurat ca... Oh my god, nici nu ești mort. Da, nu puteam să trec peste partea asta. Și ai zis viața. Nebun. Deci era clar că era nu, n-a câștigat. Nu mă țin că ai jucat praf sau că ai jucat super. Nu mai stați în suspans, n-a câștigat nimica. Hai să dăm mai în față. Hai, please, nu. Filmăm, băieți. Da. Tu să ai armele care le aveai. Oricum, băieți, eu zic că... V-am zis, după reacție, băgăm și 2 meciuri de Fortnite. Jucat bine. Deci, efectiv, cred că ai sărit din scaun să vezi armele alea. Adevărat. Și să-mi spuneți dacă vreți să băgăm un virtual background în spate sau dacă nu vă deranjează să-mi vedeți parchetul meu mirobolant. Ce zic că e mai ok cu parchetul? Să știi că e cu green screen ăla. Bine, merge și fără, da. Păi pot să-mi pun green screen la orice oră. Vezi că nu pot să spui chiar la orice oră, pentru că există și un software. Am zis asta mai departe, n-am contrazis în pic, că să trecem peste. Ai nevoie de un software, poți și fără, de exemplu, la Zoom merge și fără Zoom, gen. Hai că știi ce aia Zoom. N-ai cu plăci de în spate. Așa. Să am un virtual background în spate sau să rămân cu parchetul meu mirobolant. Oricum să știi că virtualul merge și fără green screen. Asta vreau să te explic, dar în fine. Vreau whip... Păi știam chestia asta. Dacă cu green screen... Am o mică problemă. Nu mă duc la baie. Altceva. Nu,
Fortnite. Văd eu ce fac. Păi să, după reacție, să mai băgăm un singur meci de Fortnite, nu două. Dirty, hai Dirty, că e locația nouă. Nu, e preferată că nu te cred. Ce zici? Mama, te zice, mai vrei să facem chestia aia cu Rebelda? Vedem. Să-mi scrieți în comentarii dacă ați vrea să avem cu Rebelda. Oricum, eu aș edita un clip. I-am mai zis să-l învăț editeze, a zis că nu prea vrea, dar unul okay, zis că nu prea vrea. Oi, faci și vreun vlog? Noi cred că vom merge aici, în... Fizzy Fly. Mergem că sunt asta mi de aici. Uite aici am ces. Da, Dirty Dogs. Dirty Rats. Am găsit sub ghișce un are verde. Vă mai zic, ce nu mă las, noi filmăm până facem un video. Urmează să vină o parte epică. Răscos, n-aveam voie, acum a realizat. Care e, de fapt, aproape legendară, serios. Nu, Călin? Ce? Vino să vezi de aici, asta. Ok, nu asta e partea. Da, nu, o să vezi pe filmare, oricum. Vreau să văd, te rog. Vino. Stai, bă. Ești la departe. Tu te-ai dus sus acolo? Cum ajung eu sus acolo? Cu mezuri. Și eu nu pot să-mi arde pe zi plan. Apoi, că n-am mondial asta. Călin, îmi dai revive. Da, da, da. Vreau să văd partea asta. A, știu ce a făcut asta. Nu e asta partea legendară, urmează. Eu nu înțeleg de ce ai făcut faza asta, că nu mai văd că zic. A, ce vrei să stai și... Păi, chiar am sărit. Mă rog. Da, nu mure. Bă, dar noi n-avem mare. Oh my god, dar îți faci un... Băi, oameni. Ok, cred că ăsta e meciul în care am trecut de zona, nu celălalt. Papi, nu să-ți faci nici asta. Că trebuie să urcăm acolo, la Deeply, ca să încercăm să luăm acele chesturi. E doi la ok, Călin, hai vino. Câtă viață ai? A, stai că nu știi numere. Ba da, știu, nu știu exact cât, na. Pe vezi că nu știi numere. În jur de 75. Băi, vrea avea niște bandare. Băi, o să construiesc direct rampă. Da, construiește rampă și vino aici la că nu vreau să fac de-alea. Nu vreau să fac... Ok, știi ce? Să fac o chestie care... Ok. Hai că să încerc să-ți fac o chestie, să editez, în așa fel încât să nu mai ai problema care ai avut-o. Care ai avut-o și tu când... Bine, tot o să ai puțin, dar mai puțin. Ok, Călina, acum vino la acest zipline. Stai puțin. Mă chinuiam acolo ca prostul. Haide că le-i vină. Stai că trebuie să mă chinui. Știi ce? Nu vreau mă Călin să meditez dumii aia. Lasă-mi. Ok, atunci o să fac. Cum se face. Am trecut prin rampă, ești nebun? Dar construiește normal și gata, nu mai scară, nu mai scară, mă. Păi da, dacă dădeam mai scoară... Puneam așa ca să urcă. Ai luat tu ce spirile? O, da, nu, vino la... Păi nu-s aici! Nu, în care e? A, în alea de acolo, a. Păi da, să zicem cum stai. Ok, mergem acolo. Ok. Ok, chiar nu înțelegeam ce faci. Încercam să zic acolo ca să te ajungi.
Haideți să luăm chestul ăsta de aici. Hai să luăm. Acum urmează de partea aia. Hai, vino. Da, da. Nu! Matei, uite unde sunt! Da. Iau ce sunt ăsta de aici. L-am luat! Acum e partea aici, dar... Eu cum mai e de aici, asta e întrebarea. Eu cum mai e de aici. Călit cum mai e. A rămas acolo. Tu ai luat unul din cesturi? Oh my god. Ne chinuim aici. Am luat două, dacă le... Vino să mă scoți și pe mine de aici, te rog. Stai că mai e un chest aici, să-l iau pe ăsta. E ceva bun? Scoate-mă de aici! Cum ești de acolo? Cu creșpeduri, găsește creșpeduri. N-am creșpeduri, oh, uite un pistol. Găsește-ți creșpeduri? N-am creșpeduri. Ce faci? N-am creșpeduri. OMG! OMG! What? Matei. OMG! Yay! Ce faceți că nu putem să rimbă Fortnite? Hai, uite. Dar dacă am pus treptele alea... Oh my god, de ce e acolo? Îți faci o poză. Da, nebunie curată. Este cel mai greu challenge? Nu. Trebuie să vină între... Ai făcut tu ceva, sigur. A căzut probabil ca prostul. Bă, vino să-mi dai riba. OMG! Vino să-mi dai riba! Nip! Vino să-mi dai riba! Ce face cu zona? Bă! Da, asta e partea în care vine zona. Nu știam că e zona acolo. Stai să-mi dau mă. Bec, fuga! Stai să-mi dau mă. Ai, și tu! Stăteam acolo ca doi boți. Și gândiți-vă că noi... Ați văzut pe mapă, dar aveam foarte mult de mere. Și am reușit. Ce-i cu merge ăsta, băieți? Cine a dat cu grenade? Eu. O barcă ne-a salvat. Poate Dumnezeu se aude rugăciunea. Rugăciunea? E o barcă acolo. Nu. Ce-l facem, băi? E cel mai prost de până acum. Bă, n-a venit ce armă, ai? Ne-a luat și zonă. Ne-a și blocat în chesturi. Unu. Hai. Sper că-i ceva. N-ai, că nu o să-ți dea. Da, adică o să-ți dea ăla care vrei tu. Nu, nu poate. Flumbor chiar te-a dat? Da. Ești nebun. Băieți, ia să mai vedem o dată partea asta. Nu. Câte mai ai? Unu. Sper că este ceva. N-ai, că nu o să-ți dea. Da, adică o să-ți dea ăla care vrei tu. Nu, nu poate niciodată. El a zis flupăr înainte să-l ia! Sau poate că a zis flupăr pentru că, ca să-mi completeze ce vreau eu să spun, că flupăr vrea. În fine, nu știu dacă a spus-o înainte să o ia, sau nu știu, a fi fost un... De calibre, de obiect... A, I don't know, oricum e mișto. Deci că a fost clar... Nu vor chiar ți-a dat? Da. Ești nebun. Dacă îi dă încă unul nebune. Chiar ți-a dat? Am doi flupări. What? Uite, uneori Dumnezeu ne ajută. Eu am 6 bandaje în Mai da, nu uit acolo în colț în container. Cum ar fi fost să nu ne vedem de asta deloc? Ok, adevărul că nu e mult mai rău. Era în prima dată cu containerul ce a dat chestul prin, dar... Mai ceva, dar cred că mi-a... Bă, mor! Fortnite fără bug-uri nu există. Hai că mor. Player, nu te cred! Player, ura! Vezi că avem player. How is this? Unde? Stai că poate e un pistol aici. A murit ăla acolo. Cred că în zona. Trebuie să trăim.
Nu știam că am murit. Trăiesc, tu nu știu sigur. O să trăiesc cam două bandare. Nu? Nu pot să ridici bine râu. A luat și el niște medici. Doamne, dacă ieșim din zona ceea ce o să facem. Oh my god, suntem cei mai șmecheri. Am ieșit din zona în momentul acesta. Ultimul mandaj se duce. Hai. Lăsați puțin. Băi, am o problemă. Da, mă, mamă, ciudată. Să fac eu cum mai e nervos. Zona! Matei! Matei! Ce? Tu vezi unde e zona următoare? Da. Zona fugea de noi. Ce ai aruncat? Al meu! Aici urmează. Mamă, și avem în viață, Măricică. Oh. Hai să mai luptăm pe aici. Ce să mai luptezi, că ne prinde zonă? Poate, doamne! Mamă, cream că am văzut pistol verde. Pepper, o măgă. Dacă e unul singur, îmi pare rău. Sunt doi. Luăm fiecare pe drum. Nu mai lupesc. Dă-ți și fugi. Hai! Ui! Nu pot sări, dar nu mă pot. Oricum nu ne prinde și fără pe banane. Da, nu știu, ciudat. Pistol legendar. Cum ar fi să bagi în joc pistol, pistol verde? Pistol verde. Ia, ți-a luat și pistol verde. Ia. Oh, uite și de la de XP. Eu îl iau. Na, na, na. Au! Sunt la operă. Și cam mai se trece. Dar fix asta e problema mea. Da, nici eu nu prea. Doamne, dacă m-am scăpat din... Nu, e player. Păi te-am zis că mă duc player. E, sunt de 25, 25. Nu am zis deloc. Eu nici nu aveam... Mate, nu aveam nimic eu. Eu eram mult, că n-aveam ce să fac. Hey, vedeți că și el avea fix același aim, dădea numai pe lângă. V-am zis că aim-ul ăla nu e doar. Nu știu ce s-a întâmplat, băieți. N-am ce să fac. Ah, ba da, mai era unul. Oh my god. Dar am fost aia, deci nu știu că am ieșit din zona. Ce pot să spun, băieți? Nu uitați like, subscribe, comment pentru mai mult content. Bla bla bla, ok, asta a fost live-ul. Nu uitați de like, subscribe, comment. Comment nu prea se poate, dar... ce sunt astea? Nu știam de... chestiile astea. Ia. Yeah. Mult succes cu canalul, ești tare. O, poți ajuta cu un subscribe? Dacă vrei pe live-ul meu... What the fuck? Salutare tuturor, nu ești... Bă... Matei ăsta al meu nu a văzut comentariul de la... Matei al meu o să fie celebru. Wow, Matei, pe live-ul ăsta tocmai ce s-a întâmplat, ceva wow pentru tine. Oh my god, Matei, dacă să ajungi celebru în următorii ani... Salut! Să știi că e din cauza mea. Facem poză ca să știe. O să mă ia la abonație, clar. Nu trebuie să arăt asta. Asta a fost live-ul. Sper să ajute pe Matei ce-am văzut acum. Poate îl va ajuta. Păcat că nu a răspuns. Ne vedem data viitoare. Hai să oprim live-ul. Bye!